în funcție de finisarea muchilor, avem mai multe tipuri de pavaj. Marginile sau laturile dalelor permit mai multe feluri de terminații. Muchii cu șanfren. Șanfrenurile sunt aceste laturi oblice obținute prin teșire. Muchii drepte. Muchii ondulate, ca în cazul acestui pavaj Apia Antica de la Semmelrock, sau acest pavaj marca Viastein Gamariano. Dar și alte game de tipul pavajului antichizat, cu marginile rupte, neregulate, fragmentate într-un malaxor. Cu toate că există dale fără canturi, cele mai multe dale au cant, pentru că astfel este facilitată demontarea cofrajului în care a fost turnat elementul de pavaj, adică decofrarea, și de asemenea este sporită rezistența marginii în timpul uscării, minimizând posibilitatea fisurării la nivelul muchilor. Canturile pavajelor pot fi mari, pot avea muchia mai redusă, microcanturi, sau pot lipsi, ca în cazul pavajelor destinate circulației cu cărucioare, la supermarketuri, pentru zonele desemnate circulației cu role sau trotinete, pavaje fără canturi, fără denivelări.